Bună dimineața! Bună dimineața! Suntem... unde suntem? Cum se numește plaja? Capari? Capari Beach? Capari. Wow, până acum cred că este plaja mea preferată, cel puțin. Și ce a zici? Mea. Este foarte... pustie. Da, neaglomerată. Este un pic așa mai... dar nu că foarte greu de ajuns. Așa arată drumul de acces. În orice caz, locația este absolut super, super. Am venit să facem poze, apa să filmăm verde. Un pic, da? Verde albăstru, e acel, nu știu, turcoaz, da? Plastic de plajă. Wow, wow, wow. Acolo jos este plaja. Vezi că are rocile alea. Nu știu ce tip de rocă este, dar sunt spectaculoase. Da. Pe mal. Nisip fin, din ce văd. Ceea ce nu e foarte des întâlnit. Da, 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 da. Și abia așteptăm să mergem să ne bălăcim, da? Da. Da, așa arată coborârea. Hai păi să-i dăm bătăi, pe unde? Nu știu dacă papucii sunt cea mai indicată încălțăminte pentru această coborâre, dar ne descurcăm. Eu am venit cu șlapii de așa. Așa m-am trezit, așa am venit. Au zidit parcă ceva pietre. Wow! De vis, de vis. Și aici ai frumoasa plajă. Wow, cât poate fi de frumoasă. Sunt mega îndrăgostit de ea. Așa arată plaja. Wow! Spectacol este plaja. Wow, foarte și așa arată împrejurimile. Este super, super nisip fin. Aceste resturi de alge, însă nu ne deranjează cu absolut nimic. Încă, ba din contra, zice că îi dau un farmec aparte. Deci, practic, acum mergem la Biciu Frangias. Frangias. Frangias Beach. Și acesta este drumul care duce și la Lia Beach, o altă plajă mai celebră de aici, din Mykonos. În schimb, am sărit peste câteva, că unele chiar le poți vedea în timp ce mergi spre altele pe drum și sunt cam aceeași tematică, practic. Da, nu sunt așa spectaculoase. Da, încercăm să le vedem pe cele care sunt un pic mai deosebite, că același gen de golfuleț, simplu, plaje, na, relativ măricele, pușez lunguri și cam atât. Aceeași mărie cu altă pălărie. Da, nu prea, cel puțin pentru gustul meu, nu reprezintă ceva interesant. Merge cu buruza noastră. Doamne, fer să rămânem aici. Nu copii, nu bate în lemn. Filmează-ne, puiuț, Lia Beach, uite. Oh. Nu mai trebuie să merim nicăieri. Mergeam jos un pic. Mai trebuie să ne oprim. După cum ziceam, aceeași tematică. Aceasta este Lia Beach. Lia Beach e amenajată. Da, șezlonguri. Cred că este ceva băruleț acolo. Da, e frumos. Mică doar și curată. Da, curățită. Și din ce văd e pietriș, nu-i nisip. Bastul așa de departe? Da, da. Mai filmează-ne un pic drumul, că e spectaculos. Deci, stimați concetățeni, dacă vă plictisiți și veniți în Mykonos, puteți să... Dictă mai bună, mama, să încercați. Dacă aveți în special spirit de aventură, spirit de care aventură din nou? Să ai, uite ce plajă oamenii ai acolo. Cred că nici nu e publică. Cobor de pe terasă direct în mare.
fi. Poate, pe jos, de aici încă nu. Poate. Asta are piscină. Uite, până aici mi-a fost. Ce view. Am ajuns, mă rog, am ajuns, am vrut să ajungem, doar că ne-am blocat. În fața e închis drumul, nu mai putem continua. Și pe jos, nu știu, nu știu, dar nu înțeleg de ce, care o fi plaja? Nu o vedem de aici. Dar uitați ce view are vecinul din piscină, da? Urmează 30. Și jur în jur, jur împrejur. Uite ăla, în sfârșit îl vedem. Ca de obicei spectacol, nu știu, e ceva, un dom acolo, ceva. Wow, wow, wow. Priviți și vă minunați, oameni buni, deci eu sunt fără cuvinte. Deci eu n-am mai văzut așa view. Așa de departe să vezi apa de aici. Wow, exact. Deci casa, nu știu, acum eu fie casa, dar e fur. Da, visul oricărui muritor de rând. Vom continua, încercăm să ne continuăm periplul cu alte plaje, da? Da. Poate avem mai mult noroc de data asta. Da, sperăm, putem. La mai mult noroc. Putem, prea suntem noroc, aș trebui să mai batem în lemn. Am revenit, probabil că ați văzut cadrele din dronă cu plaja, nu mai știu cum se numea, deja am uitat, pe care nu am putut-o accesa, și cu o plajă vecină ei. Și acum ne îndreptăm spre plaja Vati Alagata, cred că așa se numește. Și suntem în continuare pe planeta Marte, cred că mai degrabă aducea Marte. Peisajul acesta arid și brun, roșiatic, așa. Wow, și uite acolo se vede o plajă. Uite o galerie, dar nu cred că nu se vede până acolo. Și acolo în depărtare se vede o plajă. Wow, wow, wow. Super. Oricum, peisajul rămân la aceeași părere aduce cu Marte. Ești ok? Da. Ce? Îmi caut harta, să văd și eu pe unde ești. Unde ești? Care ai interzis-o? A, pe drumul ăla de jos. Da, nu se mai poate merge. Nu. Însă, împiedică pe noi asta? Da, da, da. De ce ne? Pentru că mi-e frică. Am ajuns până la cele două eoliene, unde avem un frumos semn de interzis exact pe drumul pe care trebuia să coborâm noi la plajă, așa că vom încerca să mergem pe jos. Doamne, câtă pustietate, imensitate și nimic. Da, cam așa arată. Nici nu cred că suntem unde trebuie. O să încep cu asta. Nu cred. Da, nimica, noi o fi dincolo? Nu știu. În schimb, e frumos peisajul. Dar cam atât. Vom continua aventura. Poate reușim totuși să găsim plaja. Suntem în drum spre Merchia Beach. Pronunță tu Merchia în grecește.
Mergea. Mergea, super. Meria Beach, așa zice. Agios Nicolas. Și se pare că avem o plajă doar pentru noi. Wow! Da. Nu mai văd pe nimeni. Pustie! Da. Așa se prezintă Meria Beach. Chiar lângă biserică, lângă capelă, merge muzica. Da. Nicio problemă. Oamenii trebuie să se relaxeze după ce se roagă. Se roagă că tot oameni suntem. Avem nevoie de toate în aceeași măsură. Da. Aproape. Doamne, deci nu pot să cred cât de pustie este această plajă. Aceste straturi de roci se continuă până acolo în mare și chiar sunt curios dincolo de ele dacă este o intrare abruptă sau nu. Wow, wow. Îmi place. Deci pentru senzația asta de exclusivitate se merită să vii. Aceasta, bineînțeles, dacă nisipul nu este important și o necesitate pentru tine. Fiecare are preferințele lui în materie de plajă. Wow! Însă plaja chiar este spectacol. Oh! Și marea frumoasă! Wow. Acolo, la stâncile alea, super! Da, da, asta mă întrebam dacă... cât de abruptă e? După ce se termină stâncile care se văd, straturile alea de rocă, dacă e ăsta direct sau se continuă încă. Da, chiar e frumoasă. Acum e întrebare. Prin apă sau pe pod? Prin apă pe pod. Prin apă sau pe pod? Cred că ar trebui să ne coborăm să vedem dacă... Oh, nu. Se poate? Se poate, de cât mă da. Ce nu se poate la noi, mă da. Dar de ce am venit aici? Fiindcă mergem la Focus Beach, mă da. Este grab. Focus Beach. Nu-i de ajuns că trebuie să vii o grămadă. Până aici mai trebuie să și mergi pe jos vreo 200-300 de metri. Cât da, și mai dai și de niște capre. Capre? Eu nu cred că pe aici. Nu crezi? Pe unde? Doar nu-mi trece? Ba, cred că... O, oh, săracele! Anda, cum mai nu crede. Acestea sunt celebrele capre care produc brânza feta, ce zici? Care mănâncă săraci. Wow! Ha. Una... Două! A evadat! Eu cred că îți dau dreptate. Pisici, capre, nu știi ce se întâmplă. Wow, ăla o fi căprarul, păi... A, Bubi, este pe dincolo drum? Da, este mare parte. Cum? Nu, păi, pe aici prin dreapta. A, pe aici? Da, nu este. Da, hai, păi, Doamne, să sărim maci gardul. Uite, pe aici. Nu, dar sărim maci gardul, păi. Ah. Oh. Tot femeia ne scoate din încurcătură.
Așa e când ai încredere în bărbatul tău. Vai de... Vai de capul lui, hai să-ți arată. Stelele lui, arată-ne, mă, de unde suntem. Arată-ne ce ai produs tu astăzi. Uite, deci... De unde am venit? Oricum am venit de... De departe, uite, de pe aici, da, așa pe am venit, acolo. Aproape de Mykonos Town. Și am ajuns la... Pe jos, pe acolo am venit. Pe jos, tot pe aici, pe mal. Așa, până... La Focos. Focos, Focos, unde e? Sus. Focos, ăsta e? Da. Focos, ok. Așa, super, mulțumim. Am murdărit că plaja, eu n-aș sta între gunoaie așa să mă bronzez. Vai, dar cine, Doamne, pretențioasă ești. Nu, nu te știam așa pretențioasă. Se vede că suntem... Am devenit datorită ție, că am stat cu tine. Nu, se vede că suntem proaspăt căsătoriți și încă nu ne cunoaștem. Mă surprinzi. Bobi, spune-ne ce facem. Am venit la morile astea părăsite, morile de vânt. Morile de vânt, vechile mori de vânt. Le-am văzut de pe drum, undeva sus, aici pe un deal, mult ieșit în afară drumului nostru. Și ce crezi că am făcut noi? Ce crezi că ne-am gândit? Ne-am gândit să venim să le vizităm, asta ne-am gândit noi. Absolut. Deci imaginați-vă că au sute de ani aceste mori. Sute de ani. Regatul venețian a domnit, a stăpânit insulele Ciclade, nu știu câte dintre ele, dar știu sigur de Mykonos, până, oricum, după 1500, până mai târziu. Au sute de ani și sute de șopârle. Da, din păcate, acestea sunt dezafectate, părăsite. Lemn, vezi? Totul era pe bază de lemn. Au fost zidite cu piatră, cu... Se vede ceva aici. În orice caz, este absolut impresionat când te gândești că acum câteva sute de oameni, sute de ani, oamenii își făceau făină. Da, din păcate nu prea mai... Scările, wow! Văd scările și se văd rămășițele axului. Acolo era roata care angrena întregul sistem. Se poate vedea axul care iese în afară. Incredibil, deci mă gândesc sute de ani. Wow! Fără cuvinte te lasă. Uite câte idee. Câtă istorie de atunci. Foarte frumos. Ne apropiem de... Plaja. Plaja Stelia, Stelia am zis că da. Se numește. Ceva în genul, trebuie să plăie eu. Și ajungem și noi într-un sfârșit final. Stelia. Din câte am văzut eu rapid așa. Oricum, cum se pronunță? Felia? Stelia? Stelia. Sigurat nu Stelia. Da. Asta cu pronunție de-a noastră. Ardelenească românească. Da, cum citim noi în românește. Wow, câtă imensitate de plajă. În schimb, da, uite că acolo e mai curată în partea. Alge uscate. Doar că plin, da, pe jos. E împărțită în două, practic. Avem partea asta și dincolo de aceste roci se continuă. Stelia. Plaja imensă.
frumoasă și această plajă. Are nisip, în schimb, are și resturile acestea de alge. Nu foarte multe plaje sunt cu nisip în Mykonos, cel puțin cele pe care le-am văzut noi. Mai multe sunt cu piatră.